Salutare, tătici! Astăzi, așa cum eram dator de săptămâna trecută, vreau să vă vorbesc un pic despre stația de ascuțit, cuțite, Farfetch sau Dalta de la Parkside, de la Lidl. Probabil că și voi aveți pe acasă chestii de genul ăsta și nu știu cum faceți voi, dar pentru mine, de la o vreme, oricât de mult aș face așa ceva, nu prea mai văd efectul. Nu știu, chestia asta se schimbă după o anumită perioadă. Scrieți-mi jos în comentarii pentru că pana mea, nu știu. Unii știu că mai fac chestia asta cu cuțite, că le ascult unul peste altul. Nu mă pricep atâta de bine, sincer, și am impresia că le dau lamă în lamă și le distrug. Așa că în momentul în care a venit jucăria asta de la Parkside, n-am mai stat pe gânduri. Am zis, păi, 80 de lei, ok, hai să o luăm, să vedem ce știe, pentru că toate problemele mele s-au dus. Și într-o mare parte, da, așa este. Dar, pe de altă parte, acum, dacă aș vedea o săptămână viitoare din nou în ofertă, știu că a fost săptămâna trecută, sincer, nu știu dacă aș mai lua-o. Și hai să vă arăt de ce. Jucăria asta de la Parkside, 80 de lei și teoretic avem așa, avem un capăt pentru ascuțit, foarfeci și cuțite, pe care o să-l testăm imediat. Încă unul pentru burghie, de la mărime de 3 până la 10 mm și încă un capăt pentru ascuții Dalta. Ăsta nu l-am folosit absolut niciodată. Ăsta l-am folosit odată ca să învăț cum se folosește, ca să vă arăt și vouă. În schimb, ăsta și-a cam făcut treaba până acum. Se și vede aici că este destul de uzat. Și avem o roată diamantată aici. Ingrid, dacă uite, am un ajutor de nădejde astăzi pe Ingrid, care mă ajută să mă filmeze. Avem o roată diamantată și introducem fiecare capăt și face click. Și gata, asta este. Și atunci, un cuțit îl băgăm aici și în momentul în care se învârte roata, îl trecem și teoretic îl ascuțim. Hai să vedem cum funcționează. Mai facem o dată. Și acum, teoretic, ar trebui să facem și partea asta la altă. Și atunci venim de dincoace. În reclamă ei ne arată ceva foarte simplu, ceva de genul ăsta. Bun, l-am oprit. Hai să vedem rezultate. E, o vedeți? Ia uitați. Asta face acest cuțit. Face acest ascuțitor. Deci face partea asta de lamă, dar după cum vedeți, lasă niște margini pe muchie și asta, după mine părere, nu mi se pare a fi o tăietură extrem de fină. Adică eu dacă voi băga acest cuțit acum ca să tai o bucată de carne, mi se pare că o va sfâșia. Uite acum. Uite, hai să-l pun aici, să sprijin aici. Deci cam asta este povestea acestui cuțit ascuțit. După ce fac această ascuțire cu jucăria asta despre care am vorbit acum, din punctul meu de vedere, tot ar trebui să-l iau cu așa ceva sau cu așa ceva pentru a finisa. Deci el face bucata asta de lamă, într-adevăr, marginea, acel jumătate de milimetru, dar aici este zgrumțuros. Deci eu dacă dau cu degetul acum pe el, îl simt zgrumțuros. Aceeași poveste și la cuțitul acesta, cam la toate cuțitele. Face 70-80% din treabă, după care tot cu așa ceva trebuie să finisezi. La foarfeci, în schimb, grijă mare, pentru că, uite, de exemplu, asta, iară, nu prea mai am ce să-i fac, pentru că are acei zimți,
pa, la revedere, n-am cum să o ascut. Partea asta, la altă, nu știu, cred că au tăiat ceva lipicios copiii. Ea e teoretic curățată, practic văd că are niște urme de lipici. Practic, nu m-aș încumeta să o ascut, sincer, pentru că mi se pare că aș distruge-o. În plus de asta, dacă marginea asta n-ar fi așa la un unghi, nici n-aș putea să ascut foarfeca, pentru că eu trebuie să vin tot timpul la unghi față de piatra asta. Acum, că tot vorbim de pietre, uite, îi predau lui Ingrid înapoi jucăria. Mulțumesc, Ingrid. Că tot vorbim de pietre. Vedeți deja, eu am curățat această mașină înainte de filmare și vedeți cât praf, cât diamant din ăsta a ieșit din ea. Deci, sincer, cred că mai mult de un an nu cred că îi dau. Deja aici partea asta a rămas grumțuroasă, dar asta nu mai e deloc zgrumțuroasă. Primești două pietre în set, dar și după aceea în cartea de instrucțiuni pe care vă rog să nu o aruncați, în cartea de instrucțiuni aveți un cod și un număr de telefon unde puteți să vă comandați alte pietre. Și probabil că funcționează. Nu știu cât costă încă un set de pietre, dacă nu sunt cumva mai scumpe decât tot aparatul. Hai să vă mai arăt acum partea asta de burghiu, pentru că asta mi s-a părut foarte, foarte interesantă încă de la început. Uite, hai să intru și eu în cadru acum. Mi s-a părut foarte interesantă încă de la început toată partea asta, pentru că am zis, wow, s-a ascut burghie, foarte fain. Dar, și acum cred că iarăși voi lua eu aparatul, telefonul, ca să filmez mai îndeaproape, să vă zic despre ce, la ce mă refer. Uite, punem asta așa, ca să se sprijine, dă mie. Bun. Teoretic, eu bag burghiul aici. O să vă arăt imediat cum, ca să îl programez ca și adâncime cât de mult să-mi intre față de această piatră. Și după aceea trebuie să rotesc de ea. Trebuie să rotesc așa față-spate de ea. Pentru a-mi ascuți burghiul. Bun, toată lumea zice ok, e foarte clar până acum. Doar că, ia uitați, ăsta este un burghiu de metal. Cu ăsta m-am jucat până acum. Și pe el am exersat, într-adevăr, să vă arăt ce și cum se întâmplă. Poate că un burghiu de metal, într-adevăr, adică nu poate, sigur, îl putem ascuți. E, dar ăsta, deja, care e un burghiu de ciment, de beton, ăsta nu mai am cum să-l ascut. Pentru că eu ar trebui să vin, de fapt, cu partea asta, eventual doar așa, să-l țin ca și la cuțite și să-l țin direct pe piatră. Doar că nu-mi va încăpea în lăcașul de cuțite și fără a avea una dintre terminațiile de aici, nu-mi va porni mașinăria. Deci, burghiul de ciment, de beton, nu-l pot ascuți. Burghiul de lemn are așa ceva. Are un vârf, are pentru exactitate. La lemn lucrăm în milimetri, nu în centimetri ca la beton. Și eu nu am cum să mă apropiu cu vârful acesta de această piatră. Introduc burghiul în această bucată, în acest adaptor pe care îl prind în locașul special și vin cu el până într-o piedică pe care o are aparatul. Îl blochez burghiul în acest adaptor și îl montez invers în partea a doua. Și ar trebui acum să pornim ascuțirea. După ce am terminat. Uite, se vede partea asta la altă Ingrid. Așa lucioasă aici. Da. Ok. Ar trebui să repet operațiunea și pe partea asta la altă. Ce am observat eu este că mi-a luat destul de mult din burghiu. Da, probabil că el este mai ascuțit acum, nu probabil, sigur este mai ascuțit, dar se vede și aici această bavură, această margine. Care ok, poate că la găuri prin fier nu se va simți atât de puternic ca și la ascuțitul cuțitelor.
Dacă la cuțite i-aș da o notă 7, probabil că la burghie, la burghiele de fier i-aș da o notă undeva la 8, pentru că mi se pare că ia prea mult din burghiu în momentul în care îl ascute. În schimb, pentru faptul că nu ascute burghie de lemn sau burghie de beton, nu l-aș trece clasa. Și acum, în final, vreau să vă arăt și ultima adaptare, partea de daltă, în care îmi montez dalta aici. Eu apoi, cu ajutorul acestui reglator de unghi, pot să vin și să îmi pregătesc unghiul astfel încât dalta mea să nu aibă de suferit. Am un magnet aici și atunci, uite, dalta asta, de exemplu, nu trebuie să fie adaptată altfel. Putem să o lăsăm la unghiul acesta de 15 grade, 15-20 de grade, cam așa are, și pornim ascuțitul. Asta ne-a ieșit. Probabil că, da, am dat și eu cu dalta asta, un pic cam ciobănește. Dar vedeți, am făcut o altă lamă, de fapt, un alt unghi aici. Nu am același unghi peste tot. Și am reușit chiar să-i fac o altă lamă. Din nou are bavură. Bun, suntem săptămâna trecută, ca să tragem și o concluzie, nu numai să vă arăt cum funcționează. Suntem săptămâna trecută și avem în ofertă acest aparat la 80 de lei și un polizor la 110 lei. Care l-aș lua? Păi, sau pe care l-aș lua? Clar, polizorul. Pentru că chestia asta mă ajută la cuțite, dar nu le face perfect, nu le termină. Mă ajută la un tip de burghiu din cele trei tipuri pe care le am. Nu mă prea ajută la foarfecă. Iar dalta, hai să fim serioși, oameni buni, câți oameni mai au daltă prin casă? Adică probabil că ai una, două lăsate de pe la bunici și alea prind bine cam într-o situație pe an, una, două, trei pe an, mai mult, nu cred. Dar cred că majoritatea oamenilor nu vor mai avea vreo daltă în casă. Și atunci, pentru daltă nu mă ajută că nu o folosesc. Burghiu, unul din trei. Cuțite, da, mă ajută, dar nu total. Nu prea. Și în plus de asta, piatra se uzează destul de repede. Eu deja nu prea mai am ce ascuți cu ea în partea superioară. Pe când roțile acelea de la polizor... Da, le găsești pe orice gard, adică nu e o mare problemă să le cumperi din altă parte. Și, în plus, eu am reușit să distrug dalta asta pentru că am insistat prea mult și am reușit să-i fac așa o burtă în lamă. Dacă aș fi avut un polizor mai normal, unde i-aș fi putut adapta eu unghiul, mi-ar fi fost, sincer, mai simplu decât să mă bazez pe această chestie, unde plimb stânga-dreapta, dar nu prea pot să variez unghiul pentru că el deja este strâns din rotiță și pentru că am un magnet aici. Ia această sculă dacă n-ai loc pentru un polizor și dacă vrei să ascuți doar cuțite și ești conștient că nu-ți va duce treaba până la final. Nu o lua dacă ai loc pentru polizorul acela dublu și și ai cât de cât mână astfel încât să poți să-ți faci treaba mai bine. Sper că vă ajută și, as usual, ca de obicei, dacă aveți întrebări și dacă vă pot ajuta, lăsați un comentariu aici jos și hai să deschidem un dialog. Până data viitoare, spor la cumpărături și ascuțit cuțite!